Unii oameni poate spun că totuși show-urile de modă nu sunt așa ceva extraordinar, că mai importante sunt concertele sau piese de teatru. Nu, pentru mine show-urile de modă, mai ales un show cum a fost acesta, Couture, făcut de Pier Paolo Piccioli pentru Valentino, pentru mine a fost mai mult decât orice la care am fost, la care am participat. Serios! Bună! Bună, domnica! Bună, Ioana, din nou! Bună tuturor! Hai că a devenit deja un... Devine obișnuință. Obișnuință să ne întâlnim atât de des, da. Îmi place. Îți place? Și să vorbim despre modă. Da, să vorbim despre modă. Să mai vorbim o dată despre modă, domnule. Exact. Vreau și despre alte subiecte, dar momentan hai să... Se întâmplă lucruri în modă. Se întâmplă, da, foarte multe, se întâmplă lucruri. Prea multe lucruri. Mă, nu știu, mă deprimă puțin chestia asta. De ce să știi? Te deprime? Pentru că mie îmi plac schimbările, dar nu atât de radicale și nu... Nu știu, acum o să vorbim despre Pier Paolo Piccioli de la Valentino, care tocmai și-a anunțat plecarea. Eu mă atașasem lui Alessandro Michele la Valentino. Exact, da. Eu mă atașasem de Pier Paolo Piccioli, nu știu de ce, să-ți spun. Bine că am fost iar la destul de multe show-uri, la niște cocktailuri cu ei. Uh-huh. Nu știi povestea că m-am întâlnit cu când pe vremea când era cu Maria Grația Curie, m-au invitat, nu știu cum am ajuns acolo, nu mai știu, dar m-a invitat cineva la lansarea unei cărți de ale lor. Uh-huh. Foarte specială. Un album cu munca lor, nu știu ce. Și am stat să-mi dea și mie o dedicație, Maria Grația Curie, am stat la o semicoadă așa. Și ea mi-a spus, dar tu de unde ești? Ești foarte frumoasă și foarte specială. Nu, eu am leșinat, am căzut pe... I-am explicat de unde sunt, din România, de la el. Mi-a dat o dedicație foarte drăguță, dar efectiv am leșinat să-mi spună Maria Grația Curie mie așa ceva. Wow! Maria Grația a spus adevărul. Nu... Asta e, vreau să zic așa că am avut, adică cumva și ea când a plecat, da, și ea când a plecat și s-a dus la Dior, mi-a părut rău și după aia, mă rog, mi-am dat seama că el poate face față foarte bine și singur acestei case de modă cu atâta istorie și a făcut-o superb, sincer. Eu știu că nu este neapărat în estetica ta, hai să recunoaștem, este. Ba da, poate nu rochile roșii de seară până în pământ, dar toate restul de piese, nu știu, cămășile lui splendide, brodate sau alea, cămășile de la Valentino au o prestanță, nu știu, când pui o cămășă de la Valentino pe tine, stai altfel, stai altfel, altfel în viață, stau și ele, așa stradă. Sunt tare, au un bumbac foarte, foarte spectaculos, serios vorbesc. Uh-huh, uh-huh. Mă rog, îmi place foarte mult tot ce face. Ți se pare că s-a descurcat mai foarte bine des singur? La cost, îl vedeam la cost și acum l-am văzut ultima dată și ți-am zis, cumva mă simțeam așa, parcă venea să zic, hei, nu m-am dus, dar bună, Pier Paolo. Mi se părea foarte aproape așa de mine cumva și am și fost la foarte multe show-uri de ale lui. Uh-huh. Mi se pare că s-a descurcat foarte bine, mi-a plăcut și când era cu Maria Grația Curie, nu am simțit vreo diferență. Aha, tu okay. Ai simțit vreo diferență în ca estetică, design? Da, mi se pare că s-a simțit un pic, mi se pare că și-a permis să fie un pic mai flamboyant după plecarea ei. La show-urile cu tur. Da, acolo ales. Este da. Terenul de joacă. Știi că am fost și un show cu tur de-a lui? Cum a fost? Doamne, o singură dată am fost, m-au invitat, recunosc, o singură dată a fost, nu o să uit niciodată, era la Hotel Salmon de Rothschild, erau niște camere superbe cu mochetă beige pe jos, totul așa perfect, perfect impecabil. Și vedeai modele, în primul că erau doar ca la pe vremuri, și doar câte un singur rând de scaune și treceau modele pe lângă tine, n-aveai cum să nu vezi, vedeam fiecare textură, fiecare pană, detaliu. Fiecare mișcare a materialului. Superb, a fost așa o experiență de vis, efectiv. Unii oameni poate spun că totuși show-urile de modă nu sunt așa ceva extraordinar, că mai importante sunt concertele sau piese de teatru. Nu, pentru mine show-urile de modă, mai ales un show cum a fost acesta, Couture, făcut de Pier Paolo Piccioli pentru Valentino, pentru mine a fost mai mult decât orice la care am fost, la care am participat. Serios! Mai mult decât Chanel, cu tot spectacolul acela uriaș. Să știi că da, a fost, adică mai mult, nu, și Chanel, dar a fost mai personal, mai personal experiența, știi? Și cred că este m-am foarte simțit diferit. Așa într-o bulă și într-o foarte aproape de ei, de el, de creațiile lui. Și cred că ce e foarte diferit și ce doar lumea care merge la show-uri ca tine poate să vadă este cât de diferit arată hainele într-o poză pe net versus când le vezi mișcându-se, mă rog, sau într-un video pe net, chiar și asta, versus când le vezi fix în fața ta. Da, și mai ales contează muzica, atmosfera, fetele pe care le aleg să poarte aceste rochi. Contează foarte mult. Simți altfel colecția respectivă. Uh-huh. Știu că multă lume zice, da, vezi poze. Așa e, sigur că vezi poze, dar una e să vezi de-aia orice chestie live, mi se pare mult mai
nu știu, că schimbă ceva în tine și în percepția ta despre, nu știu, omul care a creat chestia aia sau, știi? Sau toată echipa. Sau toată echipa. Pentru că e și această senzație că s-a lucrat mult. Și el tot timpul a fost foarte, el tot timpul și-a scos echipa după show-uri și întotdeauna le-a mulțumit și au ieșit toți împreună, dacă ții minte. Dar ce zici pe ultimul show ăsta, totul negru? Crezi că a vrut să trebuia să ne prindem, cumva, da, că exact. Trebuia să o luăm. Știi că l-a avut pe cel cu roz? Da, da, da. Și asta e foarte interesant, uite, asta, apropo de cel cu roz, faptul că a lansat niște lucruri, desigur toată lumea a făcut roz înainte, avem Schiaparelli Pink, avem de da, toate. Dar să faci un show întreg, numai din haine roz, și iar era un roz, nici nu e roz, nu poți să-i spui, e un ciclam fluo, da, foarte, foarte, o nuanță foarte... pe care el a inventat-o. A Barbie Pink, practic, aproape. Dar nu e. Nu e mai mult de atât, e mai mult și mai intens. Da, e ceva... Dar mi se pare interesant, spre exemplu, cum acesta, dar chiar se numește acum, se numește Pepe Pink, da, de la Pier Paolo, da, așa. Da, da, da. Dar mi se pare interesant că a anunțat cumva toată această isterie de anul trecut cu Barbie și toată această, acest viraj între, înspre culori foarte puternice și mai cu seamă din zona asta, din familia rozurilor. Și asta a fost cumva un... că și o strategie de marketing într-un a sens, fost, dar au mizat pe ceva care să fie eye-catching, dar a prins foarte bine, să se viralizeze. Incredibil. Eu vedeam la Paris după show, în următorul sezon, că știi cum e de fapt, tu le porți în sezonul următor, da, după ce apare show, mai pe stradă la Paris erau, vedeam la doi pași, vedeam pe cineva îmbrăcat în Valentino roz cu ciorapi, cu tot. Bine, era și Fashion Week și sigur erau multe fashioniste, dar chiar vedeai strada îmbrăcată așa, știi? Ceea ce mi s-a părut că, da, a avut un mare efect ideea asta. Și de... probabil un mare succes comercial. Și un mare succes comercial, da. Cu toate că ai zice că e greu să porți roși, să cumperi roși, să investești într-o piesă atât de scumpă, că sunt foarte scumpe piesele de la Valentino, să investești într-o piesă roz atât de scumpă. Dar uite că... Și încă un element pe care cumva el l-a viralizat și l-a făcut omniprezent an la rând, pantofii cu ținte de rockstar, da, și care am au toate, cadou, știu, bineînțeles. Unii roz. Iată, cu ținte. Nu am niciodată. I-am purtat de vreo două ori. Dar știi de ce nu-i port? Pentru că sunt din mătase și pur și simplu pentru... îi țin așa, ca pe un bibelou. Și, și acum o să țin și mai este, și pentru că sunt creați de el. Și toate variantele au fost balerine, au fost cu toc, au fost în toate felurile, sau la un moment dat cred că s-a născut o saturație, s-a ajuns la o saturație în ce privește obiectul ăsta, dar probabil pentru încasările casei au fost bineveniți și o să se mai vândă încă multe sezoane de acum înainte. Sunt sigură că o să rămână foarte multe piese făcute de el încă în gen carry-over, știi? Nu o să le schimbe. Dar tu ce păreai despre Alessandra Michele care vine la Valentino? În locul acestui om extraordinar pe care îl ador. Și vrei să spui că nu-ți place de Alessandra Michele? Sau nu-ți place estetica lui? Sau ba da, îmi place. Nu, da, eu n-am rezonat așa de bine cu estetica lui pentru Gucci. Cu toate că și Gucci a fost o casă care... Nu, Tom Ford a fost-o cu niște ochi. Acum, uite, Alessandra Michele cu alți ochi. Eu n-am rezonat așa de bine cu ce a făcut el acolo, să știi. Da, nu zic că n-a venit cu o estetică nouă, dar de fapt tot veche, un retro... E foarte multă inspirație vintage acolo și foarte mult amestec, foarte eu mult mix and match. Eu știu că nu sunt fan vintage în general, adică mie nu-mi place acest trend neapărat. Mie îmi place mai mult, nu știu, actualitatea, future, futurismul, dar înțeleg ce a făcut evident și... Cred că a făcut o mișcare foarte bună pentru Gucci. De asta zic acum că sunt curioasă. Mie mi se pare că la Valentino nu se potrivește deloc estetica asta. Să vedem. Va fi interesant să vedem. Cum interpretează el. Mi se pare că nici la Gucci nu se potrivea. Cumva, în momentul în care el a ajuns la Gucci, Gucci stagnase deja în estetica asta. Că nu mai era Tom Ford. Era Frida Giannini care făcea agenții. Și cred care că era foarte multe... pe un 90, dar care nu mai era... Se mai prăfuise un pic. Nu era îndrăzneala cu care a venit Tom Ford și a redefinit și ce e sexy și ce e doamnă. Campaniile făcute de Karin Reutfeld. Incredibile. Cu și erau șocante, șocante. Și acum foarte moderne. Foarte moderne. Și cred că Tom Ford a știut dintotdeauna să exprime un soi de senzualitate din asta, foarte in your face, foarte empowering, dar și a da, cu o finețe, construit... cu o delicatețe și el, exact, știi? Da. După care casa a stagnat ani buni, s-a văzut chestia asta. Da. Și Michele a salvat casa. Și Michele nu doar că a salvat casa, a făcut casa într-un... Da. A transformat-o în complet altceva. Știu că s-au triplat profiturile la un moment dat. Da. Deci cumva plecarea lui părea să nu aibă niciun sens. Dar cred că ce zici și tu este că genul ăsta de estetică la un moment dat devine prea mult. Este mult prea mult chiar și pentru Gucci, chiar și pentru o casă care vinde. Și chiar mi-amintesc. Dar pe de altă parte,
la începuturi, atunci când Michele a ajuns la Gucci, a fost șocul atât de mare și toți am fost gata să îmbrățișăm, ok, ce are să ne arate omul ăsta, ce are să ne arate 1000 de lucruri, și 100 de inspirații și foarte... este foarte talentat. Da. A revigorat în asemenea măsură casa încât, nu știu, a ajuns Gucci în primele piese trap românești, știi că erau referințe din astea, exact, în cultura, da, chiar și de la noi, ceea ce e mare, da, lucru pentru, da, pentru o casă de modă. După care, după niște ani, parcă a început să se tocească așa efectul ăla de noutate. Nu poți să fii la infinit șocat de volane, de culori, deși felul în care le-a combinat... Da, el a ținut bine trendul ăsta. Adică exact, nu pot să el zic, l-a generat. L-a cumva generat și l-a ținut, mm-hmm, ani de zile foarte așa cum trebuie. Adică nu mi se pare că a greșit cu nimic în a-și continua această estetică. Da, pe care... da, da, e o viziune constantă. Da, sunt curioasă dacă... Bine, sunt sigur că știe și poate și altceva, dar sunt curioasă, foarte curioasă sunt, mm-hmm, ce să facă la Valentino. Foarte curioasă sunt. Parcă mi se pare că el nu se potrivește cu Valentino, nu știu de ce. Măi, e un designer din Roma, care este, da, acum la Roma de, acum. S-a mutat deja. S-a mutat deja, da. O cred că a locuit oricum tot timpul, da, la Roma. Am văzut iarăși casa lui, este ceva absolut spectaculos. Cred că măcar din acest punct de vedere, din punctul de vedere al aprecierii unei estetici profund italiene din Roma, mm-hmm, pentru că sunt diferite cumva, știi foarte bine. Dar esteticile. Dar oare, uite că nu știu și nu cred că a scris nimeni, că ai căutat de ce a plecat Pierpaolo Piccioli? Eu cred că doar mișcarea era deja pregătită, pentru că acum un adică an, au cred, decis ei? Au decis ei în sensul că acum un an, cred, grupul Kering, care deține Gucci, a achiziționat și 30% din Valentino. Da. Și cu posibilitatea să mai achiziționeze încă o parte mare a acțiunilor până în 2028. Uh-huh. Și cumva plecarea lui Michele de la Gucci și venirea lui, uh-huh, la Valentino pare să fi fost o mișcare calculată acum, știind acum... Păi știi ce n-au vrut să-l ține pe Pierpaolo Piccioli? Presupun că orice casă are nevoie de un refresh, poate și el avea nevoie de un refresh, Valentino producea enorm de mult. Cam după 10 ani, așa, se cam gândesc să plece, să facă un refresh, să schimbe ceva, probabil că dau atât de mult, știi, creativ, că obosesc sau nu mai pot să mai... Au nevoie de pauză, au nevoie de altceva. Cam văzut că și Sara Barton de la McQueen a plecat tot cam după 10 ani. După mai mult de 10 ani. Și, mă rog, ea era dinainte de moartea lui McQueen acolo. Ea, a fost întotdeauna cumva acolo de pe băncile școlii, ceea ce e... Da, da, da. Dar chiar așa, iarăși, o plecare, da, tristă cumva. Da. Se pare că... Nu știu cine ar mai... Adică, în mod cert, altcineva ar putea să înțeleagă moștenirea asta, arhiva McQueen. Ea a făcut-o... Dar ea a fost acolo, parcă, a fost mâna dreaptă. Exact, parcă era el cumva... Mm-hmm. El i-a lăsat foarte mult din ceea ce a însemnat Alexander McQueen și ea a dus foarte bine, extraordinar de bine. Sincer. Ai văzut noua colecție McQueen, da, cu Sean McGuire? Da, nu prea mi-a plăcut, să știi. Nu prea mi-a plăcut. A schimbat total direcția. Este o primă colecție. Da, asta am zis și eu, că nu mă arunc să comentez prea mult, că vreau să mai vedem. Dar, e foarte departe de cât de spectaculoase erau, da, bine, da, colecțiile lui McQueen însuși, dar și ale ei. Și ale adică ei, nu, niște construcții nu... extraordinare, pe care chiar erau, nu le mai găseai în altă parte. Și apropo de faptul că unele haine arată mai bine în viața reală versus pe net, într-o poză și așa, nu, în cazul McQueen se vede, da, genul ăla, da, de croială, da, da, strictețea, da, liniei și așa, da, sunt foarte, absolut, vizibile, da, și într-o imagine. Și întotdeauna îți fac, mi-amintesc că acum am un pullover de la McQueen, uh-huh, care e pullover, da? Băi, da, îți faci o siluetă, tricotajul, o siluetă extraordinară, doar un tricotaj. Ce să mai zic de corsetele din piele sau blazerele structurate sau, exact. Da. Uite, să că revin acum puțin la Alexandru Michele, iar e foarte mult vorba despre styling la Alexandru Michele, nu despre a inventa niște piese sau de a veni cu ceva nou. Foarte mult a mers pe styling, știi? În schimb, Pierpaolo Piccioli, și el, evident că și la el contează stylingul, dar el chiar a creat niște piese spectaculoase. Care ai zice că sunt piesele la cele mai spectaculoase sau cele care vor rămâne după Pierpaolo Piccioli? Rochile, desigur, și capele acelea, capele rochile. Și accesoriile pentru cap întotdeauna mi s-au părut super spectaculoase, desigur, le porți la operă sau, da, nu știu, și un bal. Toate paltoanele alea cu pene, cu, mm-hmm, brocart, cu... Dar, nu, rochile cu pene, culorile, rochile colorate în, nu știu, la show couture erau niște culori din astea neon, cu pene,
pe care ți-ai nu l-am mai văzut nicăieri. Da, nu știu ce să rămân, nu știu o piesă anume pe care pot să o spun, mm-hmm. că rămâne în minte, dar pot să spun un univers întreg, știi? Iar ce, apropo de ce ziceai mai devreme, cred că la Michele este vorba și de libertate. El e obsedat, cumva, am văzut mai multe interviuri și vorbește foarte mult despre libertate, inclusiv în styling. Cred că de asta este stylingul atât de important, pentru că hainele alea, care în esență sunt fiecare individual spectaculoase, pot să-ți oferă foarte mare libertate de a le stiliza în feluri în care să te reprezinte pe tine. Uh-huh. Cred că asta este frumos. Uh-huh, e uh-huh. provocator, cumva, te stimulează să te gândești cu ce ai putea să da. Alături o piesă de ale lui. Sunt foarte curioasă ce se va întâmpla. Și eu sunt foarte curioasă. Să vedem. Da, uite, ne mai întâlnim toamnă. O dată după primul show. Exact, abia în toamnă, da. Să-l judecăm aici, da, de pe scaun. Exact. Ok, bine. Deci eu, da, să vedem. Mulțumim. Mulțumim. Până data viitoare. Mua.